Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Industria cartofului românesc trece printr-o criză majoră. Pe parcursul unui deceniu, această cultură a pierdut mai mult de jumătate din suprafața cultivată la nivel național, iar România importă aproximativ 50% din cantitatea de cartofi consumată. Lipsa forței de muncă și seceta sunt factorii care afectează productivitatea culturii, iar fermierii sunt nevoiți ca să învețe cum să-și utilizeze în mod eficient puținele resurse pe care le au. Cum bine ne cunoașteți și ne cunosc cei care ne urmăresc, soluții inteligente. Nu tehnologie, nu mă refer la input-uri, mă refer în principal la soluții pentru ca oamenii în perioade de criză să știe să-și gestioneze mai bine puținele resurse pe care le au la dispoziție, fie că resursele astea sunt bani sau apă sau oameni sau tehnologie, ca să fie sustenabil să treacă mai departe. Acum, cartoful e într-o criză continuă de 10 ani de zile, cel puțin. Avem povestea cartofului românesc care a pierdut jumătate din suprafața oficial cultivată în 10 ani de zile, a ajuns la aproape 30.000 de hectare, la aproape 50% din necesarul țării, adică 50% importăm, și pentru asta e nevoie să dai oamenilor, prin soluțiile inteligente de care spuneam mai devreme, încredere, o perspectivă, un plan, și să-i pui față în față cu autoritățile astfel încât să fie o bună înțelegere pentru o bună alocare și financiară la nivelul României. Acum, evident, vorbeam de crize și în spate, în standul ăsta, avem brokerul de asigurare al clubului, pentru că, vedeți, nu mai vorbim de incidența schimbărilor climatice, vorbim de un fenomen generalizat, și cine n-are astăzi asigurare își asumă un risc extrem de mare pe care e greu să îl compenseze în cazul unei pierderi. Pe de altă parte, avem cursurile de pregătire pe care noi le facem, pentru că ce poți să faci când toate sunt limitate? Să înveți direct din experiența altora care au reușit, să înveți de la mentori, dar să înveți și de la prin cursuri pe care să le faci, de tehnologie, de gestiune integrată a fermelor, de gestiune a oamenilor, de marketing, de procesare, de vânzare. Toate lucrurile astea sunt subiectul activității noastre. Producătorii de pepeni caută metode inovatoare pentru a-și îmbunătăți culturile. Hibrizii noi și genetica performantă sunt doar câțiva dintre factorii care au determinat apariția portaltoilor la pepeni, iar din ce în ce mai mulți producători autohtoni au trecut la această metodă. Echipa Agro TV a discutat cu Aurelian Cioară, reprezentant Timac Agro și producător de pepeni verzi și galbeni din localitatea Grojdibodu, județul Olt, despre beneficiile portaltoiului la cultura de pepeni. Cum se prezintă tehnologiile la culturile de pepeni în anul 2024? Tehnologiile de pepeni s-au schimbat de la an la an, de la o perioadă alta, adică dacă vorbim de cultură extratimpurie, de cultură de vară, de cultură de toamnă, totul este în funcție de foarte mulți factori. Vorbim de climă, vorbim de sol, de exemplu cu solurile nisipoase din sudul Olteniei, se înființează culturii extratimpurii în spațiu protejat, urcând înspre zonele submontane sau către zona de nord a României, cultivăm pe vară, pe toamnă, dar odată cu evoluția, cu genetica, cu hibrizii noi, au apărut portaltoii de pepeni. În zilele noastre, din ce în ce mai mult, majoritatea cultivatorilor au trecut pe portaltoi. Aici vreau să demontăm mitul că se transmite gustul de dovleac. Nu, portaltoiul de pepeni, adică dovleacul, aduce foarte multe beneficii, chiar și consumatorului final. Numai că e nevoie de cantități mai mici de îngrășăminte chimice, e nevoie de mai puține substanțe și tratamente foliare cu fungicide și cu insecticide. De ce? Prin portaltoi, dovleacul mărește vigoarea, mărește rezistența plantei, în concluzie chiar și volumele de apă se pot reduce pe suprafețele unde se cultivă pe portaltoi. Deci, din punctul meu de vedere și a majoritatea producătorilor,
Portal Toyo a adus numai beneficii în cultura de pepeni. Le putem enumera de nou, cum v-am zis, volume mici de apă la fertilizare, rezistență la boli, rezistență la dăunători, producții mai mari, e nevoie de foarte puțină îngrășăminte comparativ cu culturile înființate direct sau prin răsat transplantat. Deci, dacă am fi responsabili și am ști să găsim echilibru și am folosit substanțe de calitate care să nu lasă reziduri și care să fie benefice și să le consume planta în totalitate, prin Portal Toyo avem numai beneficii. Creșterea arbuștilor de trandafir de cele mai multe ori poate deveni o afacere de succes. Colega mea din Argeș, Elena Picu, împreună cu fermierul Radu Ducu, vor aborda un subiect mai puțin cunoscut de cei care cultivă plante ornamentale sau aromatice, cultura trandafirilor comestibili. În multe țări reprezintă o adevărată industrie în care sunt implicați mulți oameni și în care se investesc sume mari, pentru că și profitul este pe măsură. Vă invit să urmăriți materialul următor. Cine știe, creșterea trandafirilor comestibili ar putea fi soluția pe care o tot căutați. Pe cât de frumoasă și aromată, pe atât de bogată în resurse poate fi o plantație de trandafir comestibil, lucru confirmat de un pasionat fermier. Avem o plantație de trandafiri în comuna Drăganu, sat Cristopu Mare. De pe plantația de trandafiri producem diverse sortimente de sirop, oțet din trandafiri, dulcețuri și încercăm să dezvoltăm și alte produse pe viitor. Am achiziționat și echipamente pe proiecte, diverse proiecte, și urmează ca în viitorul apropiat să mai accesăm și alte. Și ce v-ați cumpărat? Spre exemplu, o mașină de îmbuteliat pentru a ne ușura partea de ambalare. Îmbuteliați siropului de trandafir. Urmează să cumpărăm o mașină semiautomată și pentru dulceață. Cultura trandafirilor din soiuri comestibile este un nesecat izvor de produse, însă foarte importantă este și determinarea fermierului, hotărât să lanseze pe piață și rețete care cândva reprezentau blazonul familiilor înstărite din satele românești. Și ce faceți? Dulcețuri, siropuri? Dulcețuri, siropul de trandafiri, oțetul de trandafiri. Și în viitorul apropiat vrem să dezvoltăm și partea de șerbet și alte produse pe bază de trandafiri. Spre exemplu, rahat cu trandafiri și așa mai departe. Înființarea unei plantații pe un hectar de trandafiri ajunge la un cost de peste 25.000 de euro. Dar după primii 3 ani de zile se încep să se vadă rezultatele. Trandafirul comestibil are cerințe speciale legate de asigurarea necesarului de apă și lumină, iar recoltarea petalelor presupune de asemenea măsuri speciale. Însă chiar și așa, gustul și aroma lor inconfundabilă merită orice efort. A cerut biologilor un nou soi de usturoi. Danubius, așa cum a fost botezat noul usturoi, este creat în laboratoarele băncii de gene din Buzău, la cererea unui fermier din Râmnicu Sărat. Cel mai nou usturoi românesc este la fel de mare și arătos precum cel din import, dar cu aroma și iuțeala specifice soiurilor locale. Imediat vedem despre ce este vorba. Este foarte bine dezvoltat. Capacitatea lui de producție este foarte bună, ajungând lejer la 8, 10, maxim 12 tone de usturoi la hectar. S-a comportat foarte bine la condițiile meteoclimatice din acest an. Valentin Jecu este cel mai mare cultivator buzoian de usturoi, cu o suprafață de 20 de hectare într-o comună de lângă Râmnicu Sărat. Fermierul se află în plină campanie de recoltare a unui soi nou, derivat din usturoiul Benone, creat de cercetătorii băncii de gene din Buzău. Un soi de usturoi foarte bun, având aceleași calități, proprietăți, ca și soiul Benone. Este un soi care s-a adaptat foarte bine la condițiile noastre de climă, mai ales că în această primăvară a fost o secetă acută. Aproximativ 3 luni de zile nu a venit
nicio picătură de apă. După cum puteți vedea, s-a dezvoltat destul de bine. Este un soi care are o capacitate de producție foarte bună, ajungând până la un 8, 10, maxim 12 tone într-un an normal. Ținând cont de faptul că acest an nu a fost un an foarte bun, nici usturoiul nu a ajuns la capacitatea lui maximă de producție. Dar după cum puteți vedea, s-a dezvoltat foarte bine, este sănătos, are o rezistență genetică foarte bună la boli, la dăunători. Usturoiul Danubius întrece alte soiuri românești nu doar prin gust, ci mai ales prin aspect. Căței acestui usturoi sunt la fel de mari ca cei din import. Gospodinele vor aprecia usturoiul Danubius în primul rând pentru aroma intensă. Este mare și cățelul de usturoi este și el la fel de mare. Și se curăță mai ușor. Așa arată un cățel de usturoi. O altă calitate a noului soi este aceea că formează tulpină fermă, care permite recoltarea rapidă cu utilaje agricole. După cum puteți vedea, el are o, tulpina lui este foarte groasă și se poate recolta foarte ușor cu mașina de recoltat. Asta este una din diferențele față de celelalte soiuri de usturoi. Utilajul are în față un ghidaj pe care îl mai urmăresc eu, dar mai mult operatorul din spate. Are un cuțit, iar în momentul în care ghearele de trage usturoiul, intră acel cuțit de desubt și îl saltă în sus. Îl preia cureaua, după care îl duce în spate. Această cantitate de usturoi a fost recoltată mult mai repede cu tractorul decât manual cu oameni. Cel mai nou usturoi românesc a trecut inclusiv testul rezistenței la secetă. În această primăvară a plouat extrem de puțin în câmpia Râmnicului, iar terenul pe care a fost înființată cultura de usturoi Danubius nu este irigat. Cel mai nou usturoi românesc va ajunge în luna august în piețe. La soare stă minim o săptămână, după care în următoarea săptămână va fi pus în lădițe și dus la uscat. Valentin Jecu mizează în ferma sa numai pe soiuri românești, cultivate în colaborare cu cercetătorul Costel Vânătoru, directorul Băncii de Gene de la Buzău. Râmnicelu, Benone și Danubius sunt câteva dintre ele. Creditul pentru finanțarea investițiilor în terenuri agricole de la Vista Bank. Finanțarea activității oricărei societăți comerciale este întotdeauna un subiect la ordinea zilei. O infuzie de capital, la momentul potrivit, poate face diferența în succesul producțiilor. Tocmai de aceea, Vista Bank, o bancă cu experiență în domeniul industriei agricole, vă prezintă mai multe soluții de finanțare dedicate fermierilor. Astăzi vorbim despre creditul Vista pentru achiziția de terenuri agricole. Dragi parteneri din Agribusiness, sunt Dan Petre și reprezint departamentul Agri din cadrul Vista Bank. Astăzi vă prezint soluția noastră de finanțare a investițiilor în terenuri agricole. În fața unei competiții acerbe pentru principala resursă, pământul, ferma dumneavoastră are nevoie de susținere. Fie pentru a-și securiza terenul lucrat în arendă, fie pentru a-și extinde suprafața exploatată. De aceea am creat creditul pentru achiziția de terenuri agricole. Este un credit care se poate acorda pe termen lung de până la 15 ani, pentru care beneficiați de o perioadă de grație de până la 12 luni. Mai mult, ratele de rambursare sunt corelate cu perioadele de valorificare a producției. Care sunt principalele avantaje pentru ferma dumneavoastră ale creditului Vista pentru achiziția terenului agricole? În primul rând, suma finanțată poate ajunge până la 100% din valoarea terenului cumpărat. În al doilea rând, perioada de finanțare este una consistentă de până la 15 ani, reducând efortul anual de plată. În al treilea rând, garanția principală este reprezentată de însuși terenul achiziționat. Puteți cumpăra și terenul în curs de cadastrare sau pe bază de promisiune de vânzare-cumpărare, cu condiția unei alte garanții acceptate de către bancă, uzual alte terenuri cu documentație juridică finalizată. În al patrulea rând, acest credit se poate acorda în lei sau în euro. În al cincilea rând, rambursarea este flexibilă. Puteți alege atât o perioadă de grație de 12 luni, în care nu plătiți nici dobândă, nici rate de principal, cât și un grafic de rambursare cu una, două sau trei rate pe an, corelate cu perioada de recoltare și valorificare a producției. De ce să alegeți Vista Bank?
La Vista Bank suntem pasionați în egală măsură de domeniul financiar și de cel agricol. Avem o experiență de peste 6 ani în finanțarea agriculturii și o echipă dedicată de specialiști agri prezenți în principalele zone cerealiere ale țării. În acest timp am proiectat un portofoliu extins de produse și l-am îmbunătățit continuu. Vă oferim consiliere personalizată, astfel încât să alegeți soluția de finanțare adecvată fermei dumneavoastră. Suntem aici pentru fermele care exploatează cel puțin 250 de hectare, cu minimum 2 ani de experiență și organizate ca persoane juridice. Împreună suntem mai puternici! Canicula impune măsuri speciale în zootehnie pentru că temperaturile ridicate afectează animalele. Câteva dintre aceste măsuri sunt asigurarea surselor de apă proaspătă, furnizarea nutrețurilor de calitate sau a suplimentelor nutritive, acolo unde este necesar. În cazul în care bovinele sunt scoase la pășunat în miezul zilei, specialiștii recomandă să fie aleasă o zonă cât se poate de umbrită, pentru a evita expunerea excesivă la soare. Noi facem recomandarea de a avea un mediu ventilat în grajduri. Pe cât posibil să punem ventilatoare, să avem o apă proaspătă tot timpul, apă rece, hrana să fie bună, să fie de bună calitate, la fel să venim cu suplimentele nutritive necesare. Animalele pot fi scoase în această perioadă, miezul zilei, la pășunat? Da. Trebuie să le scoatem. Sunt animale care trăiesc pe pășuni, deci nu avem ce face. Dar pe cât posibil trebuie să avem padocuri de umbrire, să fie umbră, să fie la liziera pădurilor. Trebuie să avem grijă de ele ca și de noi. Care sunt riscurile? Într-un final pot să moară animalele, dar până la moarte mai sunt multe lucruri care putem să facem să împiedicăm moartea. Cum v-am spus, trebuie să avem grijă de apă, în primul rând apă și umbră. Hrana a spus că are un rol important în această perioadă. Foarte important, într-adevăr. Vacile preferă să mănânce câteodată mai multă proteină, mai să suplinească anumite consumuri de energie. Și în ultimul rând, ventilația cum trebuie făcută într-un graj, să spunem cu 100-150 de animale? Depinde. Un ventilator se pune cam din 10-12 metri, trebuie să aibă o anumită înclinație ca acel curent să nu sufle pe animal direct, să vină pe deasupra, să facă un circuit de aer. Și grajdul să fie cât mai descoperit? Este bine să fie descoperit. Noi avem un sistem de plasă antivânt care lasă să pătrundă înăuntru aerul curat, nu pătrunde vântul și atunci în permanentă se ventilează. Nutriția corectă este unul din factorii care determină calitatea cărnii. Furajele de calitate joacă un rol esențial în sănătatea animalului, iar cei implicați în industria zootehnică sunt încurajați ca să apeleze la profesioniști atunci când este vorba de alimentația șeptelului din fermă. Colegul meu, Marius Milea, a discutat cu reprezentanții a 2 institute de cercetare de la Balotești și din Brașov pentru a afla mai multe detalii despre acest subiect. De precizat că aceste 2 entități științifice sunt reprezentative la nivel național și sunt implicate în strategiile legate de viitorul zootehniei naționale. Hrana joacă un rol important? Este un rol crucial. Prin o nutriție echilibrată și de calitate putem obține produse fabuloase și trebuie să ținem cont de părerea specialiștilor. În această problemă, Institutul de la Balotești poate asigura oricând nutriția necesară unei cărni de calitate. Noi la institut promovăm amestecuri de graminee și leguminoase perene de pajiști pentru folosință mixtă, pentru silos, pentru pășune sau fâneață. În funcție de necesitățile fermierilor, noi oferim amestecuri personalizate din soiurile create din cei 40 de ani de activitate la institutul nostru. Mixturile noastre se fac în așa fel încât să existe un echilibru energoproteic
pentru tipul de animal pentru care este destinat. La institut se fac și analize de calitate a furajului înainte de a fi promovat spre vânzare. Important este ca acele amestecuri să se preteze zonei din care se află fermierul și reușita este garantată. Noi avem loturi semințiere din categoriile biologice superioare pe care noi le producem, noi le promovăm și noi le punem la dispoziția a fermierilor spre vânzare. Pe site-ul institutului și pe pagina noastră de Facebook, aceste amestecuri sunt promovate. Transformă-ți rabla în avans pentru un tractor nou, Case IH, Tire sau Farmol. Titan Mașinării România oferă în această perioadă posibilitatea oricărui fermier de a-și valorifica rabla, un tractor sau o combină din curte, transformând-o în avans pentru un tractor nou-nouț de ultimă generație. Mai mult decât atât, noul tractor pe care fermierii doresc să-l achiziționeze va fi finanțat integral de Titan Mașinării, printr-o ofertă unică pe piață în cadrul campaniei Rabla la tractoare. Programul Rabla la tractoare, lansat de Titan Mașinării, începând cu data de 1 iulie, presupune faptul că orice fermier care are în curte un tractor mai vechi, pe care nu-l mai folosește, îl poate oferi avans pentru achiziționarea unui tractor nou, de ultimă generație, cu o dobândă anuală fixă de doar 2,99%, cu o perioadă de finanțare de la 5 ani de zile și cu posibilitatea ca prima rată să fie plătită abia în septembrie 2025. Bineînțeles că acest pachet de finanțare cuprinde 5 ani de garanție pentru tractoarele mai mari de 150 de cai putere și cu 3 ani garanție pentru tractoarele mai mici de 150 de cai putere. Oferta Rabla la tractoare cuprinde 0% avans, 2,99% dobândă fixă anuală, perioadă de finanțare de la 5 ani și prima rată în septembrie 2025. În cadrul campaniei lansată exclusiv de Titan Mașinării România, fermierii pot opta pentru tractoare noi, de ultimă generație, de la Case IH, tractoarele Steyr cu transmisie continuă variabilă, sau pot alege din gama tractoarelor Case IH Farmol 110M, cu transmisie PowerShift. Puteți afla mai multe informații de la reprezentanții Titan Mașinării, accesând pagina de contact a companiei www.titanmașinării.ro sau direct de la punctul de lucru din țară cel mai apropiat, pentru a găsi reprezentantul de vânzări. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul AgroTV.